În această zi, învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur. Două războaie sunt. Unul este când dezbraci pe cel sărac, iar altul este când nu îmbraci pe cel sărac, măcar că ai bogăție, iar aceasta este adevărată tâlhărie. Deci, să-ți întipărești în mintea ta totdeauna a doua venire a Domnului și taina aceea pricinuitoare de teamă, când judecătorul cel înfricoșător pe scaun va sta și cărțile se vor deschide și se vor arăta faptele cele ascunse, adică desfrânările, adulterele, furtișagurile, jefuirile, lăcomiile, defăimările, clevetirile, certurile, războaiele, necinstirile. Pe acestea toate să le gândești, iar pe lângă acestea, ia aminte și la focul cel nestins, care clocotește, apoi și la mulțimile de îngeri care vor sta împrejurul scaunului, precum și la cercetarea neamului omenesc, când va da răspuns fiecare pentru faptele ce a săvârșit. Gândește-te de asemenea și la despărțirea păcătoșilor de cei drepți, când dintr-o dată toate ale păcătoșilor vor lua sfârșit. Apoi privește cum blândețea, dreptatea, înțelepciunea, milostenia și liniștirea, răbdarea cea din primejdii și celelalte fapte bune, pe drepții care le-au avut, îi vor duce în cereasca împărăție. Iar rădăcina tuturor virtuților este postul, precum și calea tuturor răutăților este îmbuibarea. Nu se cade a grăi de rău pe cel drept, pentru că cei ce clevetesc și urăsc pe robii lui Dumnezeu greșesc față de Hristos, pentru că sufletul care vrea să placă oamenilor și slava lor o dorește, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu chiar dacă ar face toate faptele cele bune. În trei chipuri se poate alipi de Dumnezeu orice suflet cuvântător, ori prin credința cea fierbinte, ori prin frica lui Dumnezeu, ori prin învățătura și certarea de la Domnul. Iar smerenia este culme a virtuților, fiindcă rabdă cu bucurie clevetirile cele mincinoase și cuvintele cele năprasnice. Că cel ce este smerit cu adevărat, asuprit fiind, nu se tulbură, nici nu zice ceva plângându-se că a fost asuprit. Acela primește asupra sa clevetirea ca un adevăr și nu se mai îngrijește, certându-se cu oamenii care l-au clevetit, ci își cere iertare. Ba încă unii și nume de defăimare și-au luat, măcar că nu erau vrednici de defăimare. Se știe că într-un fel se tămăduiește desfrânatul, în alt fel ucigașul, în altul fermecătorul sau și în altul lacomul. În alt chip se tămăduiesc hoții și în alt fel bețivii. Pentru aceasta, de mult meșteșug are trebuință cel ce cârmuiește oile cele cuvântătoare, ca să știe a lega la rând doctoriile cele potrivite și de folos. Slavă Dumnezeului nostru!